După ce s-a zvonit că vicepremierul Liviu Dragnea ar intenționa să destructureze poliția română prin trecerea celor de la serviciul rutier și de la ordine publică în subordinea primăriilor, au apărut și primele reacții. Vorbim de o petiție lansată în mediul online care atrage atenția asupra faptului că în felul acesta poliția ar putea fi aservită politic. Sindicatul agenților de poliție se alătură de asemenea acestui demers. Sunt sute de semnături deja care vin să întărească ideea că agenții de poliție nu ar trebui să fie în subordinea administrațiilor locale. Se pare că cei din conducerea țării, mă refer la guvernanții noștri, doresc iarăși ca structurile de ordine publică și cele de poliție rutieră să treacă în subordinea primarilor. Noi în 2010, când s-a intenționat acest lucru, ne-am împotrivit, chiar și am protestat atunci pentru a-i convinge pe acești domni să renunțe. Domnul viceprim-ministru Dragnea, am înțeles că a lansat în spațiu public ideea că se dorește trecerea acestor structuri în subordinea primarilor. Ne opunem cu vehemență, e și o petiție pe internet, o semnăm și noi membri de sindicat, au semnat-o foarte mulți polițiști din țară. Noi considerăm că se urmărește prin acest lucru distrugerea poliției române. Polițiștii din ordine publică și cei din rutieră vor fi transformați în agenți electorali pentru primari. Le-am cerut polițiștilor să voteze dacă sunt de acord sau nu să treacă aceste structuri la primărie. S-au opus toți membrii noștri de sindicat, chiar și foarte mulți polițiști din țară. Dar spuneați că ați fost la limită, oarecum? Da, am discutat foarte deschis cu un domn secretar de stat din minister și a spus că mai dura puțin și aceste structuri urmau să treacă în subordinea consiliilor locale. Vineri am protestat la București și pentru această intenție. Ne-a spus domnul ministru la întrevedere, a avut-o cu dânsul, că nu se poate întâmpla acest lucru, că structurile amintite mai devreme nu vor trece la primărie. Să vedem cât se ține domnul ministru de cuvânt. Nici șeful Poliției Neamț, comisarul șef Paul Tablan, nu are o atitudine pro vis-a-vis de subiect. Acesta spune că trebuie luate în calcul considerentele financiare și cele de competențe. Da, eu din câte știu, este doar un, nu știu, nici zvon n-aș putea să-l numesc, pentru că acum două seri, când a apărut domnul nou ministru Stroie pe posturile naționale, pe unul din posturile naționale, chiar a spus în mod expres că nu este, nu ne aflăm în niciun caz în această situație. Dacă o să treacă sub ordinea primăriei, eu le doresc succes, dar mă refer aici, este o întreagă discuție și cu privire la competență și cu privire la fondurilor, facilitarea fondurilor materiale, pentru că totul se reduce la suportul logistic și la cel financiar. Domnule, nu neapărat la cel uman. Prima întrebare din punct de vedere personal, bineînțeles că mie nu mi-ar conveni. Pentru că toți oamenii ar trebui să, din punctul meu de vedere, să știm ce face stânga, unde se duce dreapta. Concluzia celor din domeniu rămâne aceea că asocierea dintre interne și administrație nu este benefică. Momentan, în cadrul primăriilor, activează poliția locală, care are atribuțiuni pe raza municipiului.